Am revenit în direct, vorbim despre Muzeul Județean, vorbim despre evenimentele care se vor petrece acolo în perioada următoare și pentru că am discutat despre Muzeul Județean Buzău, despre proiectul de reabilitare. Domnule director, aș vrea să-mi spuneți care este în acest moment statutul Muzeului de la Colț, pentru că tot am vorbit despre el. Aparține de Muzeul Județean în acest moment? Clădirea nu aparține de Muzeul Județean, este proprietatea primăriei. Din acest motiv, nu putem face, din punct de vedere legal, nicio investiție acolo. Noi plătim o chirie, care într-adevăr este modică, iar primăria are obligația ca o parte din chiria primită de la noi să o investească în reparații curente de întreținere. Clădirea arată deplorabil. Facilitățile și mai rău. Cei care au avut curiozitatea să verifice postările celor care au vizitat Colțiu, o să vadă că sunt încântați de exponatele de acolo și dezgustați de ceea ce reprezintă clădire, toaleta din fundul curții și nu mai spun, și vă mai de spun drum și așa mai aspect. Departe. Eu am fost într-o primăvară timpurie la Muzeul din Colț, era un frig în interior. Mă gândesc că poate exponatele se păstrează în anumite, la anumite temperaturi, dar totuși acolo era, cred că, mai frig decât afară. Știu că cei de la Consiliul Județean fac eforturi pentru ca această situație să se rezolve și acea clădire să intre în proprietatea noastră. Știu că este un punct la care țin foarte tare și sperăm să se și transpună în fapte, în așa fel încât să facem acolo un spațiu expozițional propice pentru ceea ce avem unic în țara asta, de altfel. V-ați dori, în situația în care și clădirea ar intra în patrimoniul dumneavoastră, să lărgiți expoziția, eu știu, să mai construiți ceva lângă, pentru că știu că terenul este destul de generos. Sigur că da. Încă o dată, este singurul muzeu al Chihinbalului din țară. Aduce foarte multe venituri și financiare și de imagine județului nostru. De aceea, toate investițiile care se presupune că se vor face acolo merită cu prisosință. Da, încă o veste bună. Să sperăm că în viitorul apropiat se va întâmpla acest lucru și Muzeul de la Colț va ajunge acolo unde este locul, în grădina Muzeului Județean. Nu de mult dădeam o știre și în jurnalul Campus TV despre câteva descoperiri monetare la nivelul județului Buzău. Aș vrea să vă întreb în primă fază dacă s-au mai descoperit și altele după ce noi am vorbit și dacă da, aș vrea să ne povestiți cu completările de rigoare. Aș spune, din păcate, da. Și o să explicăm și de ce, din păcate, da. Toată lumea s-ar aștepta să ne bucure faptul că ne vin monede la ușă, dar adevărul este undeva la mijloc. Într-adevăr, s-au mai descoperit. După cum bine se știe, dumneavoastră ați popularizat întâmplarea, pe lângă cele 11 monede de argint descoperite la Băbeni, comuna Topliceni, au mai fost aduse și alte loturi de monede. Este vorba de 202 monede găsite undeva în comuna Vernești, permiteți-mi să nu spun cu exactitate locurile. Da. Și un alt lot de 50 de monede descoperite undeva în comuna Pardoș. Monedele descoperite, cele 202 monede descoperite la Vernești, sunt din argint, datează din secolele 16-17, sunt denari ungurești și groși polonezi. Monedele descoperite la Vernești, în număr de 50, sunt monede turcești. Ele aveau o circulație uzuală în țara românească și în Moldova și sunt datate în secolul 18. Folosite în scopuri comerciale. Scopuri comerciale, că monede de schimb efectiv. Au o greutate variabilă de între 25 și 32 de grame, deci sunt cam un kilogram și jumătate de argint. Chiar și ca valoare intrinsecă reprezintă ceva. Numai că acest fenomen al detectării comorilor cu aparate specifice a căpătat amploare. Iar noi, ca specialiști, suferim. Pentru că există
metode specifice de a scoate aceste monede din pământ. Iar cei care le aduc la noi văd numai metalul prețios și atât. Au grijă să specifice faptul că n-au săpat mai adânc de 25 de centimetri cât le permite legea și toate aspectele legale se acoperă de toate aspectele legale. Sigur, noi în lipsa oricăror altor dovezi îi credem pe cuvânt. Nu este datoria noastră să facem anchete. Datoria noastră este să mergem pe teren acolo unde ei spun că au descoperit ca să ne convingem că într-adevăr, ceea ce spun este adevărat și să vedem dacă putem găsi și ceva în plus. Beneficiul este că punem alte noi puncte pe harta istorică a județului. Dar chiar sunt interesat de un lucru și cred că o să fac un lucru care probabil nu s-a mai făcut în țara noastră, să invit pe acești oameni la o masă rotundă, pătrată sau dreptunghiulară. A noastră e oarecum dreptunghiulară și da. Cu mare drag am facilitat astfel de întâlnire. Tocmai pentru că sunt convins că sunt oameni pasionați, pentru că altfel nu și-ar irosi sâmbetele, duminice, weekendul în general să caute, să ne punem la aceeași masă și să facem un plan pentru binele acestui județ. Să spunem, uitați, săptămâna asta luăm la periat această zonă și vă va însoți și un specialist al nostru. Să vedem dacă sunt de acord cu asemenea abordare. Ar fi în beneficiu tuturor și ar fi mult mai ok din toate punctele de vedere. Într-adevăr, legea le permite, dar stricăciunile sunt greu de cuantificat. Greu. Da, dar în momentul în care le-am face o asemenea propunere, propunerea mea în continuare ar fi să schimbăm lopata cu pensulica, pentru că știm că așa lucrează în mare parte arheologii, cercetătorii din cadrul muzeului, cu pensulica respectivă, nu cu lopata. Ce găsiți, ce se găsește în special în urma acestor detectoriși? Pentru că toate aceste monede în luna aprilie au fost găsite cu detectoare de metale. Ce găsiți în urma acestor detectoriști? Din fericire, până acum, bine, trebuie specificat de la început un lucru. Cei care se ocupă cu astfel de practici sunt fini cunoscători ai legislației în domeniu. Prin urmare, se feresc să meargă în zone reperate și cunoscute și eu știu încadrate în lista monumentelor istorice ca fiind situri sau zone cu potențial arheologic. Prin urmare, stricăciunile noi le putem vedea, sau răspunsul la întrebare, noi putem vedea când mergem în cercetări de teren sau în periegheze. Mi-aduc aminte, prin 2009, dacă nu mă înșel, am făcut o periegheză de amploare pe malul stâng al râului Buzău, undeva între Săpoca și Berca, pe toată cula Săpocii, și la un moment dat, unde toți oamenii din satele, domnule, acolo e la comoară, și am mers pe deal să vedem, că de obicei e o regulă, când un toponim indică la comoară, la cetate, la... Probabil a fost ceva, niște ruine, fragmente ceramice care îți pot indica, îți pot oferi un indiciu cu ce s-a întâmplat acolo. Ei, și am găsit un deal întreg, plin de gropi, dar nu gropi făcute cu o cazma, gropi de un metru pe un metru, de... îți rupeai picioarele mergând pe jos. Astea sunt urmele care de obicei le găsim urmă de celor care utilizează detectoarele de metale. Din păcate, aș vrea să-mi spuneți ce certitudine aveți că acești căutători de comori, să le spunem așa, predau muzeului tot ce găsesc? În afară de ce ne aduc nouă, niciuna. Este declarația lor și trebuie să o luăm ca atare. Nici dacă ne-am duce pe teren, nu ne-am putea da seama dacă în loc de 100 de monede care ne-au predat nouă, au găsit tot 120. Este imposibil. Atracția este foarte mare. E acest mister, acest entuziasm al căutătorilor de comori. Dar alte informații în afară de piesele în sine, noi nu putem dobândi. Sunt foarte des întrebat, dar într-adevăr este un tezaur? Și eu spun, nu pot să știu dacă este un tezaur sau pur și simplu o simplă depunere de monede uitată de cineva acolo, câteva. Pentru că sunt și alte elemente care, analizate, te duc la concluzia că acel depozit constituie într-adevăr un tezaur. Sau nu? Sau nu.
Deci, iată câte lucruri, de câte lucruri ne privează acest tip de descoperiri, în ghilimele. Deci, încă o dată, le mulțumim, să nu se înțeleagă greșit, le mulțumim domnilor respectivi că vin la noi, cum de altfel îi și obligă legea, da. Dar îi rugăm ca în momentul în care au semnalmentele pentru anumite descoperiri, să ne întrebe mai întâi. Venim pe cheltuiala noastră, nu implică cu nimic, au aceleași beneficii, astfel încât toată lumea poate să fie mulțumită. Și pentru că vorbim de beneficii, primesc o anumită sumă din partea muzeului. Primesc o recompensă în cuantum de 30% din valoarea estimată a pieselor respective. Deci monedele care au fost descoperite sunt supuse unei expertize făcută de o persoană autorizată, numizmat în speță, care propune o valoare și noi trebuie să-i oferim 30% din acea valoare estimată. Da, deci și așa recompensa mi se pare, pentru că în funcție de ce găsesc se pot alege cu sume frumușele, iar în cazul celui care v-a predat aproape 1,5 kg de argint, așa cum spuneați, chiar și valoarea metalului în sine reprezintă destul de mult. Sigur. Dacă ne gândim și la valoarea istorică, deja se ridică suma. Da. Nu știu ce să zic, eu am o problemă legată de această poveste. Mi-ar plăcea ca de această latură să se ocupe oameni specializați în domeniu, oameni care să știe unde, ce și cum să caute. E adevărat că, pe de altă parte, așa cum vorbeam la un moment dat, e posibil ca aceste comori din punct de vedere istoric să rămână îngropate și să poate să n-ajungeți la ele dacă nu le-ar descoperi acești oameni, însă totul să se facă potrivit legii și cu delicatețe, pentru că altfel riscăm să stricăm mai mult decât să descoperim. Bine, da. Se apropie noaptea muzeelor. Așa cum anunțam telespectatorii noștri, va fi prima dată când Muzeul Județean va fi deschis publicului larg. Ce se va întâmpla? Da, poate că este de vreme să spunem că Muzeul Județean Buzău și-a obișnuit publicul cu o serie de activități inedite. Nu am inventat noi apa caldă, dar inedite pe plan local. Le putem spune chiar ciudate. Da. De noaptea muzeelor, iarăși, ne propunem să surprindem publicul buzoian prin două activități în premier, nu pentru lumea muzeală în general, ci pentru publicul nostru, pentru publicul buzean. Și anume este vorba despre expoziția nouă obiecte, nouă povești și despre programul O noapte la muzeu. N-are nicio legătură cu filmul, da? Un program pe care vrem să-l adaptăm la condițiile Muzeului Județean Buzău după ce în România, dacă nu mă înșel, cei de la Antipa au fost primii în 2010 care au inițiat și au făcut așa ceva și au avut un succes nebun. Și să, în urma unei cuantificări interne, să vedem în ce măsură putem să-l și continuăm. Bun, concret ce se va întâmpla și dacă buzoienii care ne privesc în acest moment pot lua legătura cu dumneavoastră să participe la vreunul din aceste evenimente? Ne-am gândit cum să facem. Sincer, nu am fi dorit să facem o expoziție atât de devreme, ținând cont de faptul că nu suntem aranjați cu toate cele necesare. Dar am spus, este un eveniment prea mare, cu o vizibilitate prea mare și trebuie să facem și noi ceva, în orice stadiu am fi. Și atunci am zis, hai să ne adaptăm la teren, ca să spun așa, să folosim tot ce avem. Vom avea niște săli cu multe vitrine goale și cu una singură în care va exista un exponat reprezentativ pentru o anumită epocă. Ne-am gândit apoi să facem afișe explicative pentru fiecare piesă în parte și am zis, nu, de ce să le dăm oamenilor mură în gură? Va fi un om de-al nostru acolo și sigur vor întreba, pentru că sunt unele care sunt așa mai greu de recunoscut. Și atunci vom intra în discuții directe, libere și sperăm noi spumoase pe marginea obiectelor.
Și așa a fost gândit fiecare sală. Deci în fiecare din cele 9 săli va fi un astfel de obiect. Totul va fi însoțit. Aceste obiecte au mai fost aduse în fața publicului? Au mai fost, dar foarte puține le vor recunoaște pentru că erau ascunse printre multe altele. Și greu de băgat în seamă, dacă nu le punctai cu degetul, ca să spun așa. În fiecare dintre aceste săli va exista un monitor pe care va rula un documentar din epoca respectivă. Astfel vom crea așa un fond, o atmosferă, care îi va transporta ușurel, ușurel, ușurel pe oameni în epoca respectivă. Plus explicațiile noastre. Totul, bineînțeles, culminând cu înoptatul la muzeu. Bineînțeles că acei copii nu vor fi lăsați de capul lor. Deci, practic, o noapte la muzeu este dedicat copiilor și tinerilor, liceeni? Nu numai, tuturor. Tuturor. Avem parteneriate cu 3 instituții de învățământ din oraș. Este vorba de Colegiul Național HDU, Colegiul Național Mihai Eminescu și Liceul Pedagogic Spiru Haret. Și în primă instanță vom avea câte 5 copii din ciclul liceal de la cele 3 instituții de învățământ. Deci sunt 15 elevi în primă fază care vor fi integrați și care vor participa efectiv la acest program. Și pentru că tot vorbim de această idee, trebuie spus că a fost o provocare și din punct de vedere organizatoric, pentru că nu este chiar atât de simplu. Și aș vrea să le mulțumim partenerilor noștri. Care... Noi suntem primii. Deci, stimați telespectatori, noi suntem primii. Okay, noi, Campus TV, suntem primii. Sunt colegii noștri de la Opinia, de la News Buzău, înțeleg, mai sunt și alții. Da, sunt cei de la Travel Buzău, Asociația pentru Dezvoltare Turistică, care ne vor sprijini logistic efectiv, iar prin intermediul lor cei de la MCM Petrol din Buzău, Cumpăna, Autorola și Comandamentul, dacă nu mă înșel, sper să nu se supere nimeni, divizia a doua, Getica. Comandamentul 2, da. Operațional întrunit. Exact. Cred că ceva de genul ăsta este. Da, care ne vor ajuta efectiv să implementăm acest program. Nu ne așteptăm la un foc de tabără într-una dintre sălile muzeului, mai ales după ce a fost proaspăt renovat, dar se vor găsi saci de dormit. Mă înșel? Da. Saltele. Ați adus și saltele? Urmează. Nu e prea mult, totuși, pentru o noapte de camping în muzeu? Nimic nu e prea mult pentru o noapte. Exact. Am mai fost întrebați și în legătură cu programul. Am spus noi acolo, începând de la ora 8 până la ora 3 dimineața. Și replica a fost, și dacă cineva sosește după ora 3 dimineața, fără să arunc în derizoriu o instituție de cultură, am zis, funcționăm ca la cărciumă, până la ultimul client. Nu o să dăm pe nimeni afară și nu o să lăsăm pe nimeni înăuntru încuiat. Așa că vizitați-ne cu încredere. Toată noaptea veți sta acolo. Totuși, vreau să povestim telespectatorilor ce vor face acești copii în muzeu, în noaptea muzeelor. Concret. Păi, în primul rând, vom viziona un alt film documentar față de cele 9 filme care vor rula în cadrul programului 9 obiecte, 9 povești. Vom prezenta copiilor pe limbajul lor, pe înțelesul lor, poate cine știe, găsim pasionați printre ei, teme de cercetare. Adică chiar avem în plan să luăm o comunicare științifică susținută la sesiuni naționale și internaționale cu limbajul de rigoare, fără să modificăm nimic în acea comunicare și să o transbordăm la nivelul elevilor care vor fi acolo. Va fi o provocare, repet din nou, și pentru noi. Vom dezvolta subiecte pe care ei ni le vor propune. O chestie interesantă, un lucru interesant s-a întâmplat în școala Altfel, am susținut 2 conferințe, una la Spiru Haret, dacă nu mă înșel, și una la Eminescu, din pământ până în vitrină. Obiectul care de la stadiul de artefact de descoperire arheologică ajunge exponat într-un muzeu. Toate procedurile, toate
toți oamenii implicați în acest proces. Și copiii s-au arătat foarte interesați. Cei care vor fi acolo vor mai putea încă o dată, dacă vor fi și cei care au participat în școală altfel, vom mai susține încă o dată povestea asta, pentru că le-a plăcut și s-au arătat interesați. Deci, practic, vom dormi, vom povesti, vom face și știință în acea seară la muzeu. Și toate aceste lucruri despre care dumneavoastră vorbiți se vor întâmpla în sacii de dormit. Deci, atât dumneavoastră, cât și elevii veți sta în sacii de dormit ca în camping. Da. Și încă un lucru pentru telespectatorii dumneavoastră, care știu că sunt numeroși. Dacă se vor întâlni în oraș cu o persoană îmbrăcată altfel și care le va oferi o invitație pentru noaptea respectivă, sau două persoane chiar, să fie liniștiți, sunt din partea noastră a Muzeului Județean Buzău. Poate ne chema și pe noi când aceste două persoane încep să călătorească prin oraș, pentru că am vrea să surprindem acest moment pe camere. Ar fi în interesul nostru direct. Este adevărat sau ne-ați promis în emisiunea trecută că veți face o emisiune în noaptea muzeelor acolo cu noi, cu copiii? Da, deci invitatul meu, doamnelor și domnilor, încearcă să mă facă să promit încă o dată faptul că vom fi prezenți noi, Campus TV-ul și în special eu, la Noaptea Muzeelor, pentru a realiza un reportaj destul de lung pe care îl vom difuza în loc de una dintre emisiunile mele. Nu era cazul să reconfirm, probabil s-au temut că în weekendul respectiv voi avea altă treabă. Nu voi avea altă treabă. Voi participa la acest eveniment, care sunt convinsă că va fi unul care va interesa cât mai mulți buzoieni. Abia așteptăm Noaptea Muzeilor, abia așteptăm să participăm, să vedem cât de mulți buzoieni vor răspunde chemării dumneavoastră, pentru că atât de așteptat a fost acest eveniment, încât vrem și noi să vedem cât de mulți buzoieni își doresc să vină la muzeul Noaptea Muzeilor și sunt convinsă că vor avea și ce să vadă. Până la Noaptea Muzeelor, la Muzeul Județean se mai desfășoară un proiect. Este vorba despre un proiect dedicat globtrotterului Dumitru Dan. În urmă cu un an, dacă nu mă înșel, realizam pentru jurnalul Campus TV și chiar am discutat și într-una dintre emisiunile mele un reportaj despre cine a fost și ce a ajuns Dumitru Dan pentru buzoieni. Nu mi-a fost greu să aflu cine a fost, mi-a fost însă foarte greu să aflu ce a ajuns el să reprezinte pentru buzoieni. Mi-a fost foarte greu să descoper mormântul în care era îngropat la momentul respectiv, pentru că înțeleg că acum, n-am mai fost, dar o să mă duc să văd, înțeleg că acum arată foarte bine, că a fost curățat, că a fost reamenajat. Mi-a fost foarte greu să îi găsesc rudele. Am găsit un nepot undeva la Beceni, un nepot care nu a fost, din păcate, foarte vorbăreț, așa era firea omului, nu neapărat că ar fi fost rău intenționat. Ei, iată că la Muzeul Județean se desfășoară un proiect care îl are în centru pe Dumitru Dan și cele peste 400 de opinci ale sale. Acest proiect a fost gândit ca să-l readucem pe Dumitru Dan acolo unde este locul, în mândria noastră de buzoieni și de români. Da, într-adevăr, este foarte bine că ne recuperăm trecutul, că ne recuperăm valorile. Suntem foarte bucuroși că am reușit să atragem fonduri norvegiene pentru dezvoltarea acestui proiect. Anul viitor, tot acest proiect se va concretiza într-o expoziție dedicată în exclusivitate lui Dumitru Dan. Meritele sunt foarte multe de partea colegei noastre, Madalina Oprea, care este manager de proiect și pe care sper să o invitați într-o emisiune de-a dumneavoastră ca să vă
spună pe larg despre acest subiect. Cu mare drag, mai ales că unul dintre motivele pentru care eu am așteptat atât de mult să se deschidă Muzeul Județean era că nu aveam cu ce să îmi ilustrez știrile despre Dumitru Dan, pentru că mare parte dintre obiectele personale ale lui au ajuns la Muzeul Județean. N-au mai rămas decât câteva fotografii pe internet, dar eu vreau să văd ilustratele, vreau să văd dovezile că a trecut prin toate statele în care se povestește că a fost. Așa că spațiul de emisie vom avea suficient pentru acest proiect, în care să povestim buzoienilor despre oameni cu care merită să ne mândrim. Da, într-adevăr, a fost o muncă susținută, o muncă intensă, și cred că cele 497 de opinci tocite pentru a face în conjurul lumii au meritat cu prisosință. Da, sunt convinsă că vom reuși până la urmă să-l facem să ajungă acolo unde este locul. Din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Ca de fiecare dată vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea de a participa în această seară la emisiune. Cu plăcere întotdeauna. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc tare mult. Punem punct aici emisiunii noastre. Noi ne revedem mâine seară. O seară plăcută. Vă doresc la revedere.